Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la seria cu una dintre cele mai calitative serii de eseistică video de pe YouTube România. Pentru a fi la curent cu tot ce postăm pe acest canal și pentru a vedea în premieră episoade noi din seria cool, recomand să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul de notificări. Subiectul de astăzi este Bitcoin și s-ar putea să vă intereseze. Haideți să începem! Un singur Bitcoin valorează astăzi peste 50.000 de dolari. Dacă ai investit în Bitcoin acum 10 ani, azi trebuie să fii bogat. Dacă nu, de ce n-ai făcut-o? Astăzi vorbim despre istoria monedei Bitcoin, despre cum funcționează, despre faptul că folosește foarte multă energie. În plus, vom vorbi și despre o echipă de români ce au creat o monedă alternativă, care a ajuns să fie evaluată la 3 miliarde de dolari. Că banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. La început, banii erau din sare. Pentru că se găsea greu sarea, aceasta era folosită ca monedă de schimb. Așa au apărut minerii și mai târziu ocnele de sare. După aceea au apărut monezile de aur și, desigur, milele de aur din Ardeal. Se spune că, după cucerirea Daciei, cantitatea de aur din Imperiul Roman s-a dublat. Azi, după atâția ani, mineritul de monezi a reînviat. Desigur, vorbim despre moneda digitală Bitcoin, descrisă așa de frumos în documentare ca Banking on Bitcoin, The Rise of Bitcoin și I Am Satoshi. Cine e Satoshi? Întemeitorul imperiului financiar Bitcoin. În anul 2008, Satoshi Nakamoto înregistrează site-ul bitcoin.org, iar apoi scrie o lucrare ce descrie elementele esențiale ale modului în care funcționează moneda Bitcoin. Pe 3 ianuarie 2009, rețeaua Bitcoin vine în existență când Satoshi Nakamoto generează primul bloc de tranzacții Bitcoin, blocul cu numărul 0, pentru care este recompensat 50 de monezi Bitcoin. În primele zile, se estimează că Nakamoto a minat peste 1 milion de monezi Bitcoin, ce valorează astăzi peste 40 de miliarde de euro. Lucrul cel mai interesant este că nimeni nu știe cine este în realitate Satoshi Nakamoto, pentru că și-a ascuns identitatea. Nu mă îndoiesc că acum face plajă și se destinde într-una dintre cele mai frumoase stațiuni ale lumii. Înainte să se ascundă de ochiul public, Nakamoto a predat dezvoltarea rețelei Bitcoin lui Gavin Anderson, care a devenit programatorul principal al rețelei. Bitcoin este doar una dintre miile de criptomonede. Ideea tuturor este de a crea un sistem financiar de încredere, fără implicarea vreunui guvern. Dar se poate. Să vedem. În sistemul actual, guvernele sunt cele care supervizează sistemul financiar, pentru a evita frauda și a asigura încrederea. Și o bancnotă de 100 de lei este doar o hârtie, guvernul ne dă lucruri de valoare pe ea și îi prinde pe hoții care o copiază. Pentru a fi un sistem financiar viabil, criptomonedele trebuie să prevină frauda și să dea încredere, dar fără guvern. Cum realizează asta? Printr-un principiu ce poartă numele de proof of work sau dovadă de lucru. Iată cum funcționează. Orice sistem financiar este un registru uriaș cu toate tranzacțiile. Dacă eu îi dau lui Radu 2 bitcoinuri, tranzacția asta se scrie ca o linie într-un registru. Registrii ăștia sunt scriși la rândul lor în blocuri, cuvântul englezesc, pe care ni putem imagina ca pe o pagină de caiet. Cu Bitcoin, în fiecare zi se fac câteva sute de mii de tranzacții. La fiecare câteva mii de tranzacții se creează un nou bloc de tranzacții, adică o nouă pagină, în așa fel încât avem mai mult de 100 de blocuri de tranzacții pe zi. Față de ceea ce fac băncile sau guvernele, tranzacțiile Bitcoin sunt toate deschise. Oricine poate verifica pe site-ul bitcoin.org ce tranzacții s-au făcut, către cine și când. Cu completarea că numele titularului de cont este anonimizat, iar semnătura lui digital este unică și nu poate fi reprodusă. Anonimizarea și securizarea semnăturii se face cu ajutorul unor funcții criptografice, în particular funcția SHA-256. Aceasta este o funcție matematică ce se aplică oricărui text transformat în șir binar.
Funcția asta amestecă așa de mult biții, încât nimeni nu poate afla cuvântul inițial dacă vede numai rezultatul funcției. De aceea, funcția SHA-257 este numită funcție criptografică. Știind rezultatul funcției, nu putem afla textul inițial pe care a fost aplicat. Dacă aplicăm funcția pe o cheie secretă, nimeni nu poate afla cheia secretă, chiar dacă știe rezultatul funcției. În practică, cine solicită o tranzacție, adaugă la textul tranzacției și cheia lui personală și secretă, un fel de parolă. Apoi aplică funcția criptografică întregului, obținându-și șir de biți ce reprezintă semnătura lui digitală. Nimeni citind acel șir nu va putea deduce cheia lui secretă, chiar dacă știe textul tranzacției. De aceea, nimeni nu-i poate frauda semnătura la o altă tranzacție, pentru că nu are cheia originală să genereze semnătura digitală. Eu compar funcția criptografică cu imaginea Speckle generată de un laser atunci când cade pe o suprafață, cum ar fi, de exemplu, amprenta unui deget. Am făcut astfel de măsurători acum 10 ani, când am scris brevetul de invenție de mai jos. Aici este imaginea experimentului. În dreapta avem un laser ce cade pe amprenta degetului. În stânga, imaginea este fotografiată cu o cameră digitală. Imaginea obținută arată așa. Ea este o colecție de puncte albe între zone negre. Imaginea este unică. Pentru orice alt deget, imaginea este diferită. În același timp, imaginea este o funcție criptografică. Privind numai această imagine Speckle, nimeni nu poate reconstrui amprenta. Pentru o comparație completă, ar trebui să pun lângă amprenta mea și textul tranzacției, apoi să luminez cu o rază laser și să pozez imaginea Speckle a întregii combinații. Aceasta ar fi semnătura mea digitală a tranzacției, care nu poate fi utilizată pentru o altă tranzacție, pentru că nu se poate afla din ea amprenta. În sistemele digitale, fiecare participant mai are și o cheie publică. Ea este folosită de ceilalți participanți nu pentru a semna digital o tranzacție, ci pentru a o valida. Toate tranzacțiile Bitcoin, vreo câteva sute de milioane până astăzi, sunt copiate identic pe fiecare dintre calculatoarele ce fac parte din rețea. Astfel, blocurile de tranzacții sunt așezate unul după altul, într-un lanț, de unde denumirea de blockchain. Pentru că nu există nicio autoritate centrală, cine are dreptul de a adăuga un bloc nou acestui lanț? O pagină nouă de registri, în exemplul nostru. Pentru că dacă oricine poate adăuga o pagină nouă, sistemul se supraîncarcă rapid și iese haos. Haos care poate fi apoi exploatat de un fraudor. Ei bine, aceasta este problema rezolvată în articolul original al lui Satoshi Nakamoto. El spune că singura manieră de a opri fraudorii este ca adăugarea unui bloc de tranzacții în lanț, în blockchain, să fie foarte greoaie. Extrem de greoaie. De fapt, munca de adăugare trebuie să fie atât de grea încât să descurajeze orice fraudor, pentru că ce hoț vrea să muncească. Pentru asta, Satoshi Nakamoto a inventat ideea de minare. În esență, este extrem de simplu de a adăuga o nouă pagină, un nou bloc, la lanțul deja existent în blockchain. Nu și dacă acel bloc trebuie șlefuit, iar această șlefuire este digitală și implică funcția SHA-256. Astfel, oricărui contabil digital care vrea să adauge un bloc nou de registri în șir, îi se cere să adauge la sfârșitul blocului un număr special, în așa fel încât, dacă apoi se aplică funcția SHA-257 întregului, rezultatul funcției să înceapă cu 60 de zerouri. Bine, numărul acesta se poate schimba în timp. Chestia asta este extrem de dificilă. În mod normal, orice număr ar adăuga contabilul la sfârșitul blocului, numărul ce rezultă după ce aplică funcția SHA-256 este un șir aleatoriu de biți 0 și 1. Cum funcția SHA-256 este criptografică, contabilul nostru nici nu poate inversa rezultatul, adică nu poate afla numărul magic necesar din numărul care începe cu 60 de zerouri. Așa încât, singura lui opțiune este să încerce toate numerele posibile, să aplice funcția SHA-256 de fiecare dată și să se oprească atunci când rezultatul începe cu 60 de zerouri. Munca aceasta este atât de grea și consumă așa de multe resurse digitale, încât contabilii ce o fac au ajuns să fie numiți mineri. E nevoie de calculatoare puternice și de energie multă. Avantajul este că, după ce este găsit acel număr special, blocul împreună cu numărul său special este primit în lanț, în blockchain, copiat de toate calculatoarele din sistem, iar contabilul, devenit acum miner, care
a găsit acel număr special, este recompensat cu 6 monede de Bitcoin. Asta înseamnă peste $300.000 la valoarea actuală, ceea ce e mare lucru. Desigur, există competiție între mai mulți contabili sau mineri care vor să ajungă primii la numărul căutat. Această competiție, împreună cu dificultatea exercițiului și sistemul de verificare, descurajează orice fraudor. Practic, numai cineva care deține peste jumătate din calculatoarele sistemului poate frauda. La ora actuală sunt 18 milioane de monezi Bitcoin în lume. Sistemul este construit în așa fel încât numărul lor să nu depășească 21 de milioane. De aceea, plata pentru șlefuirea unui bloc și găsirea acelui număr special va scădea în timp. Acest proces de șlefuire consumă multe resurse, deci energie. Se estimează că întregul consum de energie al fermelor de calculatoare pentru sistemul Bitcoin a ajuns la 120 terawatt-oră pe an. Este un consum uriaș care îl depășește până și pe cel al Argentinei. Este asta o problemă? Adevărul este la mijloc. Pe de o parte, fermele de Bitcoin folosesc resurse regenerabile în proporție de 75%, hidrocentrale, energie geotermală sau panouri solare. Pe de altă parte, și o simplă căutare pe Google folosește energie, suficientă cât să lumineze un bec timp de câteva minute. Părerea mea este că sistemul Bitcoin are un viitor, deși nu cred că el va înlocui așa de curând sistemul clasic bancar. Dar Bitcoin, sau unele dintre criptomonede, ar putea forma un sistem paralel de plăți care este nișat pe un domeniu. De exemplu, zilele acestea, este de așteptat ca Facebook să lanseze propria criptomonedă, denumită Libra. Un exemplu special pentru noi românii este criptomoneda Elrond, construită de un grup de români din Sibiu. Astăzi se găsesc 17 milioane de monede Elrond în circulație, iar valoarea unei monede a depășit zilele acestea $150. Asta înseamnă aproape 3 miliarde de euro. Elrond Network este un startup fondat în Sibiu în urmă cu câțiva ani de frații Beniamin și Lucian Mincu, alături de antreprenorul Lucian Todea. Iată ce spune Beniamin Mincu. Ceea ce diferențiază Elrond de alți jucători este capacitatea mult mai mare de procesare, la costuri mult mai mici. Dacă Bitcoin poate procesa puține tranzacții pe secundă, Elrond începe cu o capacitate de procesare de 10.000 de tranzacții pe secundă. În plus, Elrond conține validatori, care vor putea valida tranzacții din rețea și vor fi plătiți pentru asta. Asta a fost și cu monezile Bitcoin subiectul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ați ajuns până aici. Pentru cine vrea să vadă restul episoadelor din seriacul, găsiți linkul în descriere. Aceste episoade sunt foarte dragi nou motiv pentru care eu și Radu muncim foarte mult la producția lor. Dacă doriți să ne susțineți, vă așteptăm pe Patreon sau pe YouTube Membership. În plus, vă rog ca la comentarii să scrieți ce subiecte vreți să dezbatem pe viitor, pe cele scrise deja să le votați. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai bine. La revedere!